cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Mesagerul de Neam, știri din Neamț, emisiune. Ca de obicei, astăzi, 9 mai, lumea este cu ochii pe ce se întâmplă prin Piața Roșie din Moscova, ce se întâmplă prin zona războiului din Ucraina, ce se întâmplă prin diferite instituții locale, se dau distincții pentru oamenii care au muncit și muncesc la Consiliul Județean, într-o formă de protecție socială a statului pentru demnitari. Așa că ne-am gândit că astăzi ar fi cel mai potrivit să discutăm despre un alt mod de a înțelege protecția socială ca fiind una activă, nu una pasivă, să aștept să-ți vină salarii și pensii speciale, ci să încerci, pornind de jos, să oferi o alternativă unor grupuri defavorizate care să poată să producă și să trăiască cu demnitate în societate. Am mai făcut o asemenea emisiune acum ceva timp, așa că am îndrăznit să-l invităm din nou în platou pe domnul Liviu Negelski, antreprenor și avocat cunoscut, să discutăm despre acest tip de, eu îi spun protecție socială, e inadecvat protecție socială, sigur, dar am vrut să fac o legătură cu celălalt tip de protecție socială care există. Da. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și eu că ați acceptat să veniți astăzi, vă pregătiți înainte de defilare. Așa. Înainte de a discuta punctual, haideți un pic să reamintim ce înseamnă acest concept de întreprindere socială, de inserție. Și după aceea să pornim la exemplu pe care îl oferiți dumneavoastră, modul în care funcționează și să vedem ce anume se întâmplă. Cadrul acestor întreprinderi sociale de inserție este unul mai larg și sunt, eu știu, aici cel puțin în cazul în care de care vom discuta în continuare, trei jaloane principale sau trei laturi ale triunghiului, și anume economia socială, economia circulară și proiectele care pot fi finanțate din fondurile Uniunii Europene, având aceste scopuri social și economie circulară. Exact acum un an, și de asta vă mulțumesc pentru invitație, că este aniversară. Deci, vedeți, am avut de pregătit o altfel de aniversare. Da. În fața dumneavoastră am prezentat pentru prima dată, la invitația dumneavoastră, ce este o întreprindere socială și o întreprindere socială de inserție, având în vedere că noi tocmai constituisem prima întreprindere socială de inserție din județul Neamț. Întreprinderea socială de inserție este un produs al economiei sociale, este la noi reglementată prin lege, este adevărat că după tipicul românesc legea 219 din 2015 a intrat în vigoare în 2018, pentru că nu erau pregătite celelalte instrumente. Dar aici prevede ceea ce înseamnă și ceea ce este conceptul european, să spun, de economie socială și de întreprindere socială, care are câteva lucruri distincte față de o întreprindere obișnuită, să spun, din circuitul comercial, și anume faptul că servește unui interes general sau interesul unei colectivități. De asemenea, că alocă 90% din profitul rezultat pentru activități sociale sau pentru rezerva statutară și menține un procent echitabil în ceea ce privește veniturile salariale sau veniturile care derivă din activitatea societății, fără să poată depăși 1 la 8 aceste raporturi. De exemplu, între managerul și necalificatul, care să fie totuși un principiu de echitate socială și de echitate socială activă, cum spuneați dumneavoastră în preambulul emisiunii. Întreprinderea socială de inserție are ceva în plus față de întreprinderea socială, în sensul că trebuie să aibă cel puțin 30% dintre angajați provenind din grupurile vulnerabile. Grupurile vulnerabile, de fapt, sunt
ceea ce înseamnă bazinul celor care nu-și pot acoperi nevoia de trai din ziua de azi și din ziua de mâine și pentru ziua de mâine, din motive subiective sau obiective. Aici contează mai puțin motivația, ci faptul că din acest punct de vedere, atât pentru ei cât și pentru societate, reprezintă o vulnerabilitate, o vulnerabilitate care trebuie tamponată într-un fel. Fie pasiv, cineva plătește sau asigură resursele necesare, fie activ, persoana în cauză își poate asigura în mod constant și independent de ajutorul pe care l-ar putea primi din partea societății, din partea guvernului, autorității publice locale, să-și asigure un venit care să-i tamponeze sau să-i înlăture chiar această vulnerabilitate. Aceasta este o întreprindere socială de inserție în mare, vorbind. Am înțeles. Eu insist pe acești 30% dintre angajați care trebuie să provină din grupurile vulnerabile, pentru că e bine să punctăm faptul că acești oameni ies dintr-un mediu în care nu pot să-și asigure viața de zi cu zi la un nivel decent, cât de cât acolo. E foarte important. Statul nu mai este obligat să le dea ajutoare sociale. Ei se încadrează, au carte de muncă și beneficiază de tot ceea ce înseamnă avantajele unei cărți de muncă. Inclusiv au șansa unei pensii. Sigur, sunt asigurați sociale, asigurat social, asigurat de sănătate și așa mai departe. Da, și de aceea am spus că reprezintă o șansă activă de integrare în câmpul muncii, ca să folosim un cântec. Exact, și cu toate avantajele care derivă din această postură de angajat. Un om care are niște venituri sigure, niște venituri salariale. Începând, cum spuneați dumneavoastră, terminând cu pensia, dar începând cu asigurarea de sănătate, cu asigurările sociale și cu celelalte drepturi care se cuvin în cazul în care se întâmplă ceva. Bun, și acum să ajungem la exemplul nostru. Deci, noi discutam acum un an de societatea, bănuiesc că este o societate, Izocel Prodinstal. Ei, cum au evoluat lucrurile de acum un an până acum, ce schimbări s-au produs și după aceea discutăm și despre produsul pe care îl ofertați. Sigur, în acest interval nici noi n-am stat degeaba, deși poate timpurile n-au fost chiar favorabile pentru asemenea, sau vremurile n-au fost favorabile pentru asemenea, pentru astfel de demersuri. După cum vă reamintesc că Izocel Prodinstal este de fapt un acronim de la producție și instalare de izolație celulozică. Ceea ce face Izocel Prodinstal este, sau produce de fapt izolație celulozică și instalează izolație celulozică. În anul care a trecut de la prezentarea acestei noutăți, să spunem, ca întreprindere socială de inserție, prima din județul Neamț, s-au reușit câteva lucruri pe care le-aș pune atenției dumneavoastră pentru că noi le considerăm meritorii. În primul rând, faptul că societatea sau produsul nostru, producția de fapt, vă reamintesc că în martie 2021 noi am adus o instalație din Finlanda ca să pregătim oamenii pentru lucruri, pentru producție și pentru instalare, atât o instalație de producție cât și una de instalare. Am început să facem testele de producție și ulterior, în septembrie am primit autorizațiile necesare, inclusiv autorizația de mediu, care e autorizația de necesară de competență și de autorizare de funcționare, de fapt, pe acest domeniu, pentru că producția implică aspecte de mediu importante și trebuie autorizate. Iar ulterior, în perioada octombrie-decembrie, am obținut toate agrementările tehnice pentru acest produs. El este un produs inovativ, cel puțin pe piața românească, în vest se folosește de mai multă vreme. În această perioadă, în tot acest an de care discutăm, în afară de autorizare și agrementarea tehnică care ne permite comercializarea produsului, și am văzut anterior că au difuzat colegii noastre, o să te rog să dai acea imagine pe verde în care apar niște caracteristici. Sunt caracteristicile? Nu, asta, prima pe care ai dat-o scrie întreprindere socială, e pe verde. Așa, aceea. Te rog frumos, Bogdan. Aceasta este sigla de comercializare. Da. Produsul va fi
Produsul ulterior agrementării, de asta a fost necesar să și din acest motiv agrementare, în afară de a pune pe piață, pentru că puteam face comercializarea numai în momentul în care indicam și agrementarea tehnică, iar produsul va putea fi vizualizat și achiziționat eventual, dar vizualizat pentru că cine va achiziționa din această zonă, sigur va achiziționa direct de la noi, chiar pe platforma EMAG. Cu care eu aș vrea să spunem că vorbim aici despre un produs ecologic, da? Antifonic, ignifug și antidăunător, scrie, da? Da. Deci este da, un da. Produs care respectă, să spunem așa, reglementările a ceea ce se dorește în domeniul construcțiilor din ce în ce mai mult. Sigur că da. Clădiri protejate. Sigur, mai ales că discutăm aici de un al doilea jalon, să spun, de care discutam, economia circulară. În condițiile în care o materie primă sau un produs obținut devine materie primă pentru un alt produs. Aici vorbim despre reciclarea hârtiei. Reciclarea hârtiei în special. Carton, ambalaje de hârtie și carton. Aceasta este, să spun, resursa din care, sau materia primă din care se face această izolație celuloză. La ce nivel reciclați hârtie lunar, să spunem? De fapt, noi avem două instalații, de asta o să discutăm ulterior, că această întreprindere socială a fost constituită ca suport, nu neapărat ca scop, și să facem o mică diferență aici. Împreună, cam 120 de tone lunar, 80-120, depinde de producție. E o cantitate. Eu mă întreb cum reușiți să faceți rost de ea, pentru că... Avem contracte încheiate, din păcate puțin provine din zona de aici, aducem în special din vest, din Cluj, din Baia Mare, din Iași, din Bacău. Zona locală este destul de subțire în materie de colectare. Noi nu colectăm, însă în materie de colectare este destul de subțire. Și aducem de la rematuri, de la Vrancart, de la... Zici ce e ciudat, stau de vorbă cu cei care colectează. Am stat de vorbă cu mai mulți și ei se plâng că n-au unde da. Probabil că trebuie și la anumită calitate această hârtie, nu? Sau cum? Știți, n-aș vrea să intru în critici la colectorii locali, dar există o anumită disciplină totuși în colectare. Adică în momentul în care colectezi hârtie, trebuie să fie deșeu de hârtie. Când ai colectat deșeu de ambalaje de hârtie și carton, trebuie să fie deșeu de ambalaje de hârtie și carton. Când ai colectat plastice, de exemplu, trebuie să fie colectate și puse separat aceste plastice. În momentul în care colectarea este indisciplinată sau depozitarea în urma colectării este indisciplinată, sigur că nu poate fi furnizată, pentru că nu stă la 100 de tone pe lună, nu stai să alegi din ceea ce ți este furnizat, pentru că, de exemplu, ce ne vine de la colectorii mari, să spun, de cei din vestul țării sau de la Vrancar, de la sucursala lor din Cluj, sunt... compactate, sunt frumos ambalate, sunt sortate deja și atunci sigur le bagi direct în producție. Le-ai pus direct în producție. Exact. Pe de altă parte, în zonă, noi lucrăm cu unul sau doi colectori serioși din aceste motive, din motive de disciplină, nu din alte motive. Iar pe de altă parte sunt colectori mici. Colectori mici, știți, sunt importanți, dar în momentul în care consumi o tonă, două, trei, cinci pe lună, în momentul în care consumi 100, nu poți să lucrezi cu 50 de asemenea colectori. Aici este unul dintre lucrurile care, sigur, trebuie să, fiecare conlucrare are un raport dimensional. Dacă raportul dimensional este disproporționat, atunci, sigur, conlucrarea este ce obțin șchioapă, din acest punct de vedere. Deci trebuie să ai o aprovizionare constantă, ca sigur, să nu sigur, că... ai comenzi de materie, sigur. De produs finit. Sigur, dacă nu mai ai... ales că, vă spun, noi lucrăm cu depozitul gol. Cererea este mai mare decât putem produce. Ori în asemenea situații nu poți, îți pierzi imediat renumele pe piață, mai ales că noi suntem astăzi împreună în acest hub, cum știți, acum nimeni nu mai spune pol, centru, toată lumea are hub-uri de, exact. Nu mai există prag de rentabilitate, există numai break-even și așa mai departe. Pare rău, odată poate discutăm despre păsăreasca aceasta care a apărut și care, cum să spun, se constituie mai nou într-un alt limbaj criptic pentru marea majoritate a populației, așa cum este limbajul criptic al proiectelor europene, cum este limbajul criptic al unui proiect de lecție didactică, în care dacă îl citești, aici o legătură cu ce se întâmplă la clasă, mă rog.
Avem și hub-uri de gen Rubik, adică eu îl văd ca pe un hub în care te duci să te joci cu buletele acelea. Deci, cel puțin în forma organizațională, sigur, în momentul în care spui Rubik, automat te duce gândul la... Exact. Intuitiv. Da. La... Dar astăzi nimeni mai are un centru de ceva, toată lumea are un hub de... în care lucrează. Da. Vă spun, nimeni mai are o întâlnire, toți avem meeting-uri. Și de asta vă spuneam că Izocel din Stal lucrează cu Fibratus Ecoul, o societate româno-finlandeză care face tot izolație celuloză. Ori, în momentul în care discutăm de anumite cantități și de comenzi care sunt ferme, pentru că îți pierzi imediat renumele pe piață în momentul în care ai o livrare de făcut în săptămâna X și tu livrezi în săptămâna X plus 3. Automat își caută alți furnizori. Noi fiind din acest punct de vedere în acest centru, în acest pol, să spun, de izolație celulozică, lider național de producție, pentru că în general în România sunt 4 producători, 2 sunt, noi suntem la Săvinești, mai este un producător la Cluj, cam de 30 de tone pe lună, unul în Alexandria 30 de tone pe lună și unul în Odorheiu Secuiesc tot cam 30 de tone pe lună. Ori noi suntem astăzi producând 100-120 adică de tone pe lună. Adică toți ceilalți? Pe toți ceilalți la un loc, sigur. Bun. Haideți să vedem. Piața de desfacere o aveți și la intern sau toată merge aproape? Sau în marea majoritate merge la extern? La intern. Să știți că cele mai multe comenzi sunt din intern, iar faptul că nu avem marfă pe stoc aproape niciodată, se datorește comenzilor la intern. Noi, în general, evităm exportul. Exportul pentru noi este o supapă, în care nici nu câștigăm foarte mult, dar sigur este o supapă în momentul în care am avea o supraproducție sau în momentul în care avem un contract, să spun, care este anterior unei perioade aglomerate. Unei aglomerate în materie de cereri. Și toată această cantitate merge în România, în special București, Cluj, Oradea, Baia Mare, Bistrița, mai puțin Iași. Poate ar fi bine să discutăm un pic despre produsul în sine. Deci această, eu îi spun pastă sau cum să îi spun, pe care o folosiți. Da, izolație. Este tot o vată celulozică. Da, haideți să discutăm un pic despre el. Pentru că e important să înțeleagă viitorii consumatori, dacă vor avea nevoie, de ce trebuie să, de ce e mai bună această celuloză pe care o folosiți dumneavoastră, decât, să spunem, vata bazaltică, care este la modă prin magazine sau chiar, cum se cheamă, celelalte straturi izolatoare care se mai folosesc, acea vată de sticlă, de izover. Polistirenul, de exemplu. Polistirenul cred că șocam. Da, da. Șocam trăit viața. Da. Există un tabel comparativ și am să rog colegii dumneavoastră dacă vreau să pună. Te rog, Bogdan, să intri pe mine pe Switch, ca să poți, dacă reușești, care este făcut de cei, ca să pune o tabelă de aici. De cei de la CIMA, este organizația mondială cu sediul în Statele Unite a fabricanților de izolație celulozică. Izolația sunt aceasta pe tabel, dacă poți să-i dai drumul. Da. Are câteva avantaje spre deosebire de celelalte izolații. Este un izolator termic și fonic, este un izolator care pătrunde în toate spațiile, ceea ce este important pentru că nu lasă locuri prin care umiditatea, de fapt, transferă spre exterior căldură. O să punem și filmulețul din nou, el a rulat, dar o să-l mai punem o dată, pe măsură ce explic, după ce explicăm acest tabel. Deci izolație, în primul rând, da? Și haideți să faceți, văd că avem comparația aceasta cu vata bazaltică, pe care se vede și pe ecran. Deci izolație pe timp de iarnă, acolo e unitate de măsură la care nu mă pricep. Este pe metru și kilograme de izolație pe Kelvin, pe metru, pe grad Kelvin. Deci față de vața bazaltică, cu cât este mai mică această unitate de măsură, e mai bine, da? Sigur. Aici cel mai important sunt, dacă vreți, conductivitatea termică, care este inversul rezistenței termice. Cu cât conductivitatea termică este mai mică, e clar, cu atât mai greu conduce căldura dinspre interior spre exterior și căldura dinspre exterior spre interior, dacă este cazul. Ori, din acest punct de vedere, este una dintre cele mai
bune și mai recomandabile izolație, având 0,038 W pe metru Kelvin. Sigur, aici când discutăm de inerția termică care asigură această izolație, discutăm și o anumită grosime. Grosimea recomandabilă este de minim 12, în afară se pune și 20 și 25, dar în momentul în care grosimea acestui strat este de 20 de centimetri, sub acoperiș sau pe planșeu, atunci inerția termică este în jur de 12-16 ore. Asta înseamnă că abia în 12 ore, de exemplu, începe să răcească interiorul sau să se încălzească interiorul dintre schimbul exact, de fazaj, cum îi spun specialiștii, dar care înseamnă, ca să evităm limbajul criptic, timpul în care căldura din interior, care ți-ai creat-o, se duce spre exterior, sau căldura despre exterior, dacă ești într-un anotimp cald, pătrunde în interiorul casei. O să te rog să pui un pic filmulețul când poți, ca să vadă exact cei care ne urmăresc cum se pune într-un pod, avem acolo. Uitați. Da, filmulețul, v-am rugat să-l proiectați, pentru că el așa arată. El intră, observați, în toate spațiile, adică nu lasă locuri libere în care, până la urmă, umiditatea este cea care duce spre exterior căldura din casă sau răcoarea din casă spre permite intrarea căldurii în casă. Practic, acest material intră, ocupă orice spațiu exact, în zona exact respectivă și, bineînțeles, că izolează și sigur păstrează temperatura, iarna păstrează căldura, vara e mai răcoare, deci este sigur. Și acesta este, să spun, un prim avantaj, faptul că intră în toate golurile și este singura izolație care permite, de altfel, casele care tind spre case pasive, pentru că casele pasive sunt astăzi totuși foarte rar și greu de făcut, necesită etanșări speciale. Putem reveni la tabel, Bogdan. Am văzut că avem și alte avantaje. Pierderi nu există la montaj. Sigur. Deci asta e, un câștig economic al celui care pune izolație celulozică. Ceea ce este de asemenea important este faptul că această izolație celulozică, practic, este, în afară de faptul că este inifugă, ea protejează inclusiv lemnul care este caroiajul pe care se așează sau cel pe care se pune folia sau se aplică sub tavan, pentru că având acid boric și borax, practic este și antifungic. Deci, în momentul respectiv, lemnul care este ulterior pe care este așezată izolația nu necesită să fie tratat, inifugat, să fie tratat împotriva carilor. Deci, că nu se topește la foc? Nu se topește. Nu. E din hârtie. Este din hârtie, numai că asta este capacitatea boraxului, să spun, amestecul, de fapt, de această proprietate. Îi permite să, nu permite focului să intre în interiorul izolației. De asta, ea s-a dezvoltat în Statele Unite și în Finlanda, în țările nordice, unde distanțele sunt foarte mari. Și permite elicopterului, de exemplu, care este destinat stingerii incendiului, să parcurgă 3 ore până la destinația respectivă sau până la locul sinistrului. De ce? Pentru că în momentul în care începe să ardă acoperișul, de exemplu, urmarea unui trăsnet, a unui scântei de la coșul de fum de la, sau accidental, un foc accidental, atunci toată această izolație care este sub acoperiș cade pe podul casei și este cel puțin, durata este cel puțin 3 ore în care omul sigur se poate scoate soția, copilul sau copilul și soția, depinde ce ordine are. Sau bunurile. Sau bunurile. Sau bani, și soacra. Exact, și soacra, dacă o are. Deci ideea acest răgaz, care este extrem de important în momentul producerii unui sinistru, nu începe de jos, este o protecție pentru momentul în care se produce un incendiu. Un alt avantaj al acestui tip de izolație este faptul că în momentul în care se umezește, ea se comportă ca lemnul, domnul Bălănescu. În momentul în care s-a umezit, își păstrează aceleași caracteristici, pe când celelalte tipuri de izolație suferă din cauza umezelii. Aceasta ulterior se usucă, rămâne în aceleași condiții. Mai mult fiind o vată, ea fiind, exact cum spuneați dumneavoastră, este pulverulentă în momentul aplicării, sedimentarea ei este nesemnificativă în timp. Am participat la o dezasamblare, să spun, la o demolare, faptul urma să construiască un etaj în Finlanda, iar sedimentarea fusese în 15 ani de 3 cm, adică e nesemnificativă pentru izolație. Greutatea care este? În general, la montare, în momentul în care se pune pentru un strat gravitațional, îi spunem noi, ceea ce înseamnă că sufli liber pe un pod,
cam 30-35 de kilograme pe metru cub, iar în momentul în care se bagă sub acoperiș, spațiu fiind mai mic, 12 cm, 15 grosimea stratului, atunci se bagă la 50-55 de kilograme pe metru cub. E mult, nu e suportă. Puțin, este puțin. Nu, este pentru puțin. Un acoperiș sigur, nu e... Nu. Nu e. Nu. Da. Am văzut aici și alte avantaje. Nu conține compuși chimici dăunători. Sigur, boricul și boraxul nu este. Da. Adică este un compus, este o izolație care a fost o izolație premium în România. De ce? Pentru că nu existăm producători locali într-un portofoliu suficient cât să asigure o producție la un preț decent. Sigur că s-a importat. Ori importul înseamnă, sunt alte prețuri în Austria sau Germania, de unde provin principalele produse de calitate, Isocel și Thermofloc. Este costul transportului, este costul de distribuție în România și atunci ajungea la un preț, să spun, de 0,6-0,7 euro pe kilogram, ceea ce era mult în comparație cu modalitatea în care producem noi astăzi, cu resurse interne, cu desfacere în România, în care produsul ajunge comparabil cu celelalte. Și atunci rămân numai avantajele pe care le conferă izolația și nu creează un dezavantaj din cauza costului sau prețului ridicat de achiziție și de instalare. Bun. Deci produsul e clar că este unul competitiv, este clar că e un produs cerut din moment ce lucrați practic cu depozitul gol tot timpul și cu magazia pentru aprovizionare goală. Ideea este că probabil pentru a satisface întreaga nevoie, de, așa, ar trebui, nu știu cum să spun, ar trebui și investiții foarte multe, probabil, dar și un fel de posibilitate de a intra pe piață, chiar și cu sprijinul, într-un fel, al statului. Pentru că din moment ce tu reciclezi o materie primă care creează probleme la nivel național. Orice reciclare este foarte bună. Poate ar fi bine, nu știu, în alte părți există pentru genul acesta de produse ecologice sprijin. La noi există așa ceva? Există materie de colectare. În deci rest, la colectare. Nu. La colectare se dă un ecobonus pentru deșeuri de ambalaje de hârtie și carton, pentru deșeuri de hârtie nu. Este apanajul colectorilor și a celor organismelor de transfer de responsabilități. Deci la dumneavoastră nu vine nimic. Nu, la noi nu sunt. Însă, ceea ce este și atingeam aici al treilea pilon sau al treilea jalon de discuție, fondurile europene. Și dacă îmi permiteți, discutam aici cu privire la fondurile europene că, sau conex acestui subiect, faptul că aceste întreprinderi sociale de care am discutat la începutul emisiunii sunt, în general, cel puțin din punctul meu de vedere, am constat în practică două tipuri de întreprinderi sociale. Întreprinderi sociale de tip scop. Și aici am avut colegi care, beneficiind de aceste programe europene, au avut scopuri foarte nobile. Copiii care au nevoi speciale, un ajutor socio-medical pentru persoane din grupuri care au anumite probleme sau provin din grupuri vulnerabile sau au nevoie de acest sprijin. În cazul de care discutăm, Isocel Prodinstal, este un scop mai pragmatic, să zic, este o întreprindere socială suport. Și suport de ce? Pentru că Isocel Prodinstal a răspuns la două lucruri, să spun, o necesitate beneficiind de o oportunitate. Necesitatea a fost că în 2019-2020 am achiziționat din Finlanda o instalație nouă de izolație celulozică care poate produce până la 1600 de tone pe an. Deci care ar asigura cam la ce se consumă astăzi, cam 60% din consumul intern. Însă ne-am ciocnit de o problemă extrem de complicată, forța de muncă. O forță de muncă suficient de stabilă pentru că acești oameni urmau să fie trimiși în Finlanda să învețe acolo niște lucruri, atât în materie de producție cât și în materie de instalare. Pentru că până la urmă, indiferent cât ar fi de bun produsul, dacă punerea în operă este deficitară, rezultatul se vede la punerea în operă, nu la produs. Știți, pe vremea lui Ceaușescu era un banc, că s-a făcut o fabrică de ciocolată pe bază de, mă scuzați, pe bază de rahat. Și au venit nemții, au instalat-o, ieșea ciocolata, se vindea, totul era bine. Au plecat nemții, așa, și după aceea
nu mai ieșea produsul. A fost chemat cel care a instalat și a zis, ok, dacă vrei să faci ciocolată din rahat, trebuie totuși să pui rahatul acolo. Deci comparația poate părea un pic forțată, dar într-adevăr trebuie să ai un produs, dar ca să-l ai, ai o instalație, trebuie să ai oamenii care să lucreze acolo, să fie instruiți, să știe, să nu pună altceva. Sigur, că până la urmă contează rezultatul pentru beneficiar, nu pentru beneficiar, absolut. Beneficiarul este cel care spune, domnule, instalația ta este, izolația ta este bună, dar el vorbește și din perspectiva instalării, care este o operație subsecventă. Exact, și modul în care se derulează ea, exact. Cât deranj produce, cât... Exact, exact. Cum arată cei care, începând de la partea, să spun, de prezentare a celor mașina care instalează, cu care mașina, te duce acolo, exact. E curată, nu e curată. Sigur, sigur. Timpul în care instalează, acuratețea care instalează, modul în care pot explica celui care este beneficiar, care sunt avantajele lucrurilor pe care le-au făcut sau pe ce a dat banii, știți, cu alte cuvinte. Pentru că toți, la momentul la care facem o investiție mare sau mică, punem întrebări celui care ne realizează investiția respectivă despre lucruri pe care am dat banii. Da, uitați, merită sau nu merită? Acum avem în imagine, poți să mărești un pic, Bogdan, unul dintre, pănuiesc că cu acel furtun da, se... Da, este un blowing machine, se numește, știți, pornind de la hub. Este de fapt este de fapt un echipament de insuflare a acestei izolații. Este destul de complex pentru că el este, acesta este un, este produs în Finlanda, pentru că pentru a putea fi deservit de un singur om sau de doi, sigur, el are un, niște automatizări complexe. Se merge cu el la fața locului sau la fața locului, sigur. El este încărcat într-o remorcă de-a noastră. Mașină pe bază de furtun până... Sigur, și are un furtun care poate ajunge până la 60-70 de metri, depinde. Este mașina care ați văzut-o, de echipamentul de instalare, de insuflare, are o putere de 7,2 kW, este foarte puternic. Deci, practic, în casă, la mansardă sau la acoperiș, nu intră decât unul, maxim doi oameni cu furtunul. Un om cu furtunul. Deci nu exact. Are treabă să ți intre altcineva. Și ați văzut că în filmuleț de asta v-am și rugat să-l proiectați, pur și simplu omul nu făcea altceva decât își mătura de pe grinzi ca să exact. Pentru că în rest nu face niciun fel de deranj în casă. Știți? Ceea ce contribuie foarte mult. Nu este veșnica intrat, pentru că și până la urmă deranjează. Mi-aduc aminte cu vată, din experiență. Da, da, da. Tăiat, praf, ce rămâne în urmă. Deci nu... Sigur. Vă dau un lucru recent întâmplat la Bistrița Năsăud, unde vom deschide un punct de lucru. Pentru că acolo există interes mare, sunt foarte multe case, fiind case, consumul de energie termică pe timp de iarnă în special este semnificativ și la o instalare acolo, a fost o instalare demonstrativă, au participat vreo 7-8 constructori de case din zonă și m-au întrebat în cât timp se instalează. După ce au văzut timpul respectiv, au zis, domnule, suntem foarte amatori. Și am întrebat, dar care e motivul totuși? Că la preț nu e mare deosebire față de ce instalați voi. E o calitate intrinsecă a materialului și o calitate, zic, extrinsecă care ține după, sau asigurată de perioada de după instalare. La care ei au spus, zice, domnule, zice, ne-am gândit la următorul lucru. Noi, pentru o casă, cum ați montat dumneavoastră, în două zile, noi montăm, noi punem vată minerală în 5-7 zile. Ori în timpul în care puneți dumneavoastră vată minerală în cele două zile în casa în care noi am, noi putem lucra la altă casă și câștigăm bani în plus. Exact. Mi s-a părut o judecată absolut remarcabilă din acest punct de vedere a oamenilor care vor să fie, să aibă productivitate mai mare, pentru că alții, eu vă spun drept, dacă am fi instalat în zona noastră, ceilalți ar fi uitat cum instalăm noi, în loc ca în acela, în timpul disponibil, să fie lucrat altceva. Da. Exact. Diferență de mentalitate și de modul în care este privesc. Este o mare diferență de mentalitate. Acum, haideți să vorbim un pic, cum ați reușit să integrați pe oameni? Și nu vorbesc numai pe cei din categoria 30% zona de familie. Celor are 60%, deci 3 sunt 5, angajați. Și 60% sunt din grupul persoanelor vulnerabile. Păi, cum ați reușit cu ei? Care a fost fluctuația, dacă a existat la început? A existat înainte de a începe. Deci noi am fost beneficiari unui proiect european care a fost administrat într-un mod absolut lăudabil de acceleratorul de afaceri, acceleratorul de afaceri de întreprinderi sociale, care ține de fundația, administratorul de grant a fost
Fundația Alături de Voi din Iași. Și care într-adevăr ne-a asigurat un ghidaj și extraordinar de bun în această perioadă, pentru că și noi ne-am confruntat cu o situație care văzusem partea negativă. Am încercat să angajăm oameni care nu au prea stat. Știți? Pentru că totuși cei mai mulți care sunt din grupul nevulnerabile sunt din grupul vulnerabil din motive subiective și mai puțin obiective. Și atunci am încercat, înainte de a fi beneficiari acestui proiect european, acestei finanțări europene, să testăm câteva asemenea persoane. Vreau să vă spun că din 3-4 persoane care ar fi avut foarte mare nevoie de banii care câștigam și de siguranța unui loc de muncă, n-au stat mai mult de o lună sau o lună și jumătate. Această subvenție care am primit-o, care a fost de 100.000 de euro, din care 60% au fost destinați fondurilor salariale, ne-au permis să lăsăm un pic de o parte meschinăria angajatorului, pe care am fi practicat-o. Adică dacă nu mergi 2 săptămâni, nu reușești în 2 săptămâni să te adaptezi, da, luna următoare ai plecat acasă. Și atunci această subvenție care a fost acordată prin proiect ne-a permis să le lungim această perioadă, să-i pregătim înainte, te pregătim profesional, și am pregătit 12 oameni în această perioadă, pe care... Deci nu erați limitați la numărul de angajați. Numărul de angajați nu era neapărat limitat, era fixat prin proiect, erau 5. Dar puteam pregăti un asta număr cât să spun, puteați poate pregăti mai mulți. Exact, exact. Da. Și atunci am mai pregătit, în afară de cei 5, 12 oameni pe care i-am angajat pe Fibratul Secoul, pe cealaltă producătoare de... Ca o rezervă. Exact, exact. Și în același timp ne-am asigurat forța de muncă pe care nu o găseam înainte. Numai că au fost beneficiari acestui proiect, care acestei finanțări, care ne-a permis să educăm în 2-3 luni, pentru că este destul de dificil, nu sunt obișnuiți cu disciplina în muncă. Pe de altă parte, vă spun că în mod absolut surprinzător, sunt posesori a unei loialități în momentul în care observă că vulnerabilitatea le-a fost tamponată și că familia are niște avantaje până la urmă, că el este asigurat, familia lui sunt coasigurați în cazul în care au un episod medical, de exemplu, de traversat, și au rezerve mari de loialitate și de progres, pentru că încep să înțeleagă care este avantajul situației noi în care se găsesc. Să se identifice cu noua situație. Exact, exact. Și cu operatorul economic. Exact. Lucrează mai greu în colectiv, știți, sau au anumite deprinderi care sunt individuale sau de familie. Și atunci această finanțare, care a fost 60% dirijată spre acest domeniu, spre pregătire și angajare, a fost extrem de utilă, pentru că a dat un timp de 2-3 luni în care ei se acomodeze, să lucreze, să învețe despre ce este vorba, să fie disciplinați la urma urmei, știți? Să înțeleagă că nu este important, așa cum spun românii, domnule, eu muncesc. Nu, problema este rezultatul muncii. Deci ce se termină la final? Sigur că da, sigur că întreag linia, munca să fie cu folos, nu faptul că am muncit. Eu am văzut cazuri de oameni de genul acesta care ajungeau să lucreze și care deveneau nu fideli, ci foarte fideli, și la un moment dat veneau cu soluții. Deci, la un moment dat, bine, nu-i cazul în momentul ăsta unde ai, dar în alte zone. De aceea, nu mă mir că se întâmplă așa. Sigur. Am avut situații exact cum spuneți dumneavoastră. Au venit cu soluții, pentru că au observat că, de exemplu, la locul lui putea fi o mică îmbunătățire, care poate era mică, dar oricum contribuia în goodwill-ul, revenind la hub, da? Într-un mai bun mers al producției sau al productivității, dacă vreți. Deci, chiar aici, chiar au venit. Am avut o situație în care a fost angajat în decembrie 2020, a plecat în ianuarie 2021, pentru că pur și simplu nu reușea să lucreze în colectiv. Nu că n-ar fi putut nu, să... Exact, exact. Mentalitatea lui era formată în așa fel încât nu-i trebuia să-i dai ceva de făcut individual. Ori, din această perspectivă, este greu astăzi într-o firmă să poți lucra individual. Nu era nici IT-ist, nici... Și atunci ar fi trebuit să lucreze într-un colectiv, într-o coordonare. S-a întors ulterior în decembrie 2021... Și mi-a spus, zice, știți, am mai încercat diverse locuri de muncă și până la urmă am constatat că am aceeași problemă pe care trebuie să o rezolv împreună cu dumneavoastră, dacă se poate, să mă mai tolerați. Să mă integrez în colectiv. Și astăzi lucrează și lucrează foarte bine și a schimbat complet atitudinea și, cel puțin pentru noi, a fost un succes nu numai social, pentru că discutăm de un win-win aici. Societatea poate să o ducă bine și eu poate mai puțin bine. Dar în această situație, dacă omul a revenit și într-adevăr a progresat în mod vizibil și este foarte util și lui însuși, dar și nouă, este remarcabil și mi s-a părut un succes din acest punct de vedere. Cu privire la această volatilitate, să spun, de personal, vreau să vă spun că au plecat după angajare 3 dintre ei,
dar nu au plecat pentru că li s-a părut foarte greu, ci unul a plecat, de exemplu, pentru că avea carnet de a plecat ambulanțier pe o perioadă limitată. Un altul este a devenit student și atunci a plecat, sigur, în, când terminase liceul și în perioada asta a lucrat la noi. Un altul a plecat pentru că dorește să intre la facultate și trebuia un timp de pregătire. Cei mai mulți dintre ei însă au rămas cu 2 ore, de exemplu, la noi pe partea de instalare, chiar dacă nu instalează. Dar să știe că în momentul în care au un eșec acolo unde s-au dus, au ușa deschisă la noi. Exact. Și au ce face. Da. Este... Și câte, acum cam câte utilaje de instalare aveți în momentul ăsta? Trei. Și sigur, noi distribuim la, în țară, iar instalații, iar în țară este masa mare de instalatori, în special București, Cluj, Oradea, Bistrița și Timișoara. Timișoara e un pic cam un pot prea îndepărtat, știți cum era în al doilea război mondial, pentru că transportul fiind o marfă de volum, transportul duce la costuri suplimentare. Dar și acolo este cu siguranță o zonă în care se construiește mult și acest tip de izolație este, ar fi utilă, să spun, numai că din acest motiv, practic, la Timișoara este mai puțină desfacere. Dar noi vânzarea o facem cam 90%, 95% la cei care instalează. Ei au niște servicii diversificate pe orizontală, în sensul că montează acoperișul, de exemplu, țiglă metalică, iar sub acoperiș montează această izolație celulozică. Alții sunt constructori cap-coadă, să spun, care încep de la temelie și termină cu acoperișul. Avem un asemenea partener în Ploiești, care, de exemplu, cumpără 80 de tone pe an în anul acesta și care, una dintre activitățile pe care le face, este izolează cu izolație celulozică. Aproape vă ia producția pe o lună. Aproape. Exact, exact, exact. Adică sunt dacă ai firme... 10 din ăștia, da. Sigur, ai rezolvat sigur, problema. Sigur. Sunt firme mari. Nu mai ai alte probleme. Da. Acum, ați fost prima societate de genul acesta. Care e situația la nivelul județului? Că aveți... Nu știu dacă este, dacă a rămas singura societate de inserție, întreprindere socială de inserție. La momentul la care ne-am înregistrat noi ca întreprindere socială, mai erau 8. Nu știu să fi fost mari progrese. Sunt, de exemplu, la Cluj discutăm de 160, în Alba de 180, în Oradea... Dincolo de mentalitate, de ce? Cred că, slavă Domnului, la noi materie primă, între ghilimele, ar fi, ca să zic așa, pentru ca să faci acest gen de societăți. Pentru că avem cazuri destule și în mediul rural și în mediul urban cu categorii defavorizate. De ce la noi merge mai greu? Știți, eu am o teorie care s-ar putea să nu placă autorităților publice locale. Da, vă rog chiar frumos, pentru că și eu am mai multe teorii care nu plac autorităților publice locale. Ceea ce am făcut noi, de exemplu, la Săvinești, devenim cel mai mare producător de izolație celulozică din România. N-ar fi fost posibil dacă n-am fi avut 2 firme alături. Una s-a numit Kyober, care, al cărei management ne-a oferit un suport de specialitate în specializări care sunt de maximă competență și care firme de sute de mii de euro ca cele de care discutăm nu și le pot permite, pur și simplu. Specialiști în materie de automatizări, specialiști, știți? Și care ne-a ajutat din acest punct de vedere cu asemenea competențe. Când a fost cazul, începând de la montaj până la întreținerea curentă. Cel de-al doilea suport consistent este al Fibrex Nylonului. Fibrex Nylonul care are capacități mari de a asigura ceea ce înseamnă utilități în general, infrastructură utilitară în general, dar în același timp are și o disponibilitate semnificativă pentru a face acest lucru, știți? Ori, din acest punct de vedere, și vă dau un singur exemplu care mi se pare, din ceea ce privește Fibrex Nylonul, edificator și extrem de important. Colegii mei care sunt producători de izolație celulozică din țară s-au plâns în această perioadă de creșterea exacerbată a prețului la energie electrică. Noi suntem mai consumatori de energie electrică. De exemplu, fabrica noastră consumă cam 140 de kW pe oră, capacitate instalată. Sunt alții poate cu 60, 70, 80, dar cert este că oricum sunt puteri mari în joc, sunt consumuri mari de energie electrică în joc. Ori, au fost zone în țară în care s-au plătit 2 lei pe kilowatt, 2 lei și jumătate, 3 lei pe kilowatt și așa mai departe.
Fibrex Nylon a reușit să ne mențină un 0,6-0,7 lei pe kilowatt, ceea ce a fost mare lucru pentru menținerea costurilor noastre în niște limite care să permită până la urmă posibilitatea de a vinde în niște condiții rezonabile. Că să nu se întâmple ceea ce spuneați dumneavoastră înainte de emisiune, în situația în care trebuie să vinzi să vinzi cu niște prețuri care nu-ți asigură nici măcar costurile, dar considerând că este o etapă în care ești captiv și ai niște obligații asumate și sunt niște circumstanțe care nu-ți permit să ieși din această captivitate. Ori în Fibrex Nylon sau în actuala platformă, cam toți sunt consumatori captivi. Deci dacă Fibrex ar fi majorat la 2 lei, trebuia să plătim 2 lei pe kilowatt. Ori la un asemenea consum de 140 de kilowatt-oră, dați seama ce ar fi însemnat din punct deci de vedere era dublarea. Exact, absolut. Exact. Și așa foarte multe lucruri s-au scumpit. Acidul boric pe care îl aducem din Luxemburg și boraxul s-au scumpit cu aproape 40%. Hârtia, deșeurile de hârtie s-au scumpit cu 40, 60, 80%. Dar dacă s-ar fi scumpit și energia electrică, cu atât mai mult ar fi dus la o distorsionare extraordinară a prețurilor. Și aici revin la critica și vin la critica de fapt a autorităților publice locale. Vă spun, s-ar putea municipiul Piatra Neamț să aibă un consiliu local. Nu știu, poate nu știu eu, dar poate are. Teoretic există, practic există un grup de oameni care au făcut din ședințele de consiliu local ore de educație fizică. Adică de obicei se rezolvă problemele cu mișcarea de la cot în sus, știți? De acord, de acord. Comisia 1, de acord. Comisia 2, de acord. A trecut proiectul sau n-a trecut proiectul. Se ceartă din când în când pe niște chestiuni de natură politică. Dar în rest... Pentru că, v-am spus, pentru că oricum implicarea lor în mediul economic, să spun, în mediul privat economic, este cel puțin din punctul de vedere nu se vede. Sigur că discutăm de Săvinești, care este, să spun, pe înaltă, dar oamenii trăiesc în Piatra. 90% din cei cu care lucrăm acolo trăiesc în Piatra, sau 80%. Sau... Tot timpul a fost această problemă. Țineți minte cum mergeau coloanele la Săvinești. Deci, marea majoritate. Sigur că da. Oameni, chiar dacă se... aici cheltuiesc. Exact. Ei, ori din acest punct de vedere vreau să vă spun că am văzut, mergând prin natura profesiei sau ocupației, să spun, a trebuit să merg în țară și am văzut orașe care merg înainte, care pășesc. Știți, Piatra este extrem de modest la acest avans, la acest trend. Însă, cu atât mai mult nu văd în mediul privat economic Consiliul Județean. Nu știu dacă funcționează sau nu funcționează, s-ar putea să partea gnozeologică care mă privește să fie o problemă, dar din această perspectivă, deși Fibrex Nylon a demolat, și nu vorbesc mai de Fibrex Nylon, vorbesc aici de Dumbrava Roșie, locuri în care s-ar fi putut face niște parcuri industriale sau platforme în care să fie o implicare. Știți de ce? Pentru că revenind la ce a spus dumneavoastră, de ce nu este o soluție locală sau de ce nu există un apetit local pentru acest tip de abordări ca cea de care discutăm noi, pentru că în general sunt întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi de 10.000 de euro sau 100.000 de euro cifră de afaceri pe an. Ca să-ți aduci utilitățile de care ai nevoie, indiferent ce ai produce sau nu indiferent poți. Ce, ai nevoie n-ai de niște, exact, niște utilități, ai nevoie de curent, de gaz eventual, dar în special de... ce înseamnă apă curentă și de electricitate, indiferent cât ar fi de mică societatea. Ori în momentul în care... Și de stabilitate în asigurarea acestui sigur servici. Că da, sigur că da, adică să fie o continuitate, exact. În care să nu ai surprize că din anumite motive consumatorul din Aval sau din Amonte ți-a creat o problemă și atunci ești oprit și tu. Exact. Și necreindu-se asemenea oportunități, facilități, să spun, facilități, costurile pentru a-ți aduce energie electrică, de exemplu, pe teritoriul municipiului înseamnă jur de 50-60 de mii de euro, ceea ce este foarte mult pentru un investitor la început de drum. Și pentru noi, investiția noastră care este acum, să spun, în jur de 500-600 de mii de euro, și pentru noi 60 de mii de euro ar însemna 10% din investiția utilă. Pentru că, până la urmă, e o investiție utilă cu rezerve aceasta de a aduce energie electrică în interior. Și ori în aceste condiții, sigur că asemenea întreprinderi mici care ar putea angaja 1, 2, 5, 6, 8 persoane din grupurile vulnerabile, nu pot fi create, nu au unde, pentru că ar trebui să aibă asemenea investiții conexe care nu stau ca sume la dispoziția celor care le-ar putea face, indiferent cât de bune intenții ar avea. Pentru că, vă spun, dacă n-ar fi fost disponibilitatea sau cu toată disponibilitatea Fibrex Nylonului,
și cu sprijinul de care spuneam absolut remarcabil al firmei Kober, tot ne-a costat să aducem de la gard până în interior circa 30.000 de euro partea de instalare în interior. Dacă mai punem un 30-40.000 de euro din exterior până în interior, vă dați seama că este practic o investiție care deja depășește posibilitatea celor mai mulți dintre cei care ar pune un strung 2-3 sau ar face o prestare de servicii. Cu atât mai mult cu cât Consiliul Județean, care n-a acționat niciun fel pentru a-și crea un asemenea parc industrial, în Bacău se face unul nou, deși mai au 3. Unde merg, vă rog să mă credeți că sunt situații, de exemplu, între Sighișoara și Bălăușeri, aici unde facem noi de la Sibiu. Cunosc drumul casă, foarte da? Bine, că merg des pe acolo. Am văzut în două sate două parcuri industriale. Ați văzut? Da. Ați văzut? Da, deci de la Sighișoara pe drumul spre Bălăușeri există. Nu mai spunem că acolo sunt o mulțime de investitori în agricultură, medii și mici, care au făcut niște lucruri extraordinare. Da, da, da. Extraordinare. Da. Ori din acest punct de vedere, asta spun, este o piedică care practic este greu de surmontat pentru un mic investitor care ar angaja 2-3 oameni, pentru că sigur cu asta începi. Și oamenii, oricât de bine intenționați ar fi, în momentul în care nu au aceste oportunități sau facilități, cum spuneți dumneavoastră, de care ar putea beneficia într-un mod rezonabil, atunci este dificil să demarezi o afacere. Și e greu să faci așa ceva fără să ai, nu neapărat, cum să spun eu, sprijinul acesta logistic, și el este esențial, cât și o deschidere la nivelul autorității județene locale pentru acest gen de lucru. Nu numai pentru a turna asfalt, a face șanțuri, poduri sau alte lucruri. Sau strategii. Știți, am văzut o grămadă de strategii, n-am văzut niciun raport privind la realizarea strategiilor. Astăzi avem ședință la Consiliul Județean, de exemplu. Se aprobă statutul județului Neamț, ceea ce este benefic până la urmă, că trebuie să avem un statut. Se acordă un titlu de cetățean de onoare post-mortem, chiar e ok pentru domnul Nițică, și se acordă niște distincții. Dar toți suntem de nou pe 9 mai și mai sunt azi, cred că se sărbătoresc 30 de ani de la înființarea Consiliilor Județene. Dar, vorba noastră, să văd o preocupare constantă, lună de lună, pentru crearea unei asemenea, râdeam acum vreo două săptămâni, că dacă dai și accesezi site-ul Asociației Regiunii Dezvoltare Nord-Est undeva, observ că avem și noi un parc industrial. La Mecanica Ceahlău. La Mecanica Ceahlău. Da. Care, el poate exista pe hârtie acolo, dar ca să vezi niște efecte ale existenței unei asemenea parc industrial, nu prea există, în afară de niște reduceri de taxe și impozite locale. Sunt bune și alea pentru o societate, probabil, nu discutăm aici. Dar un parc industrial care să-ți dea posibilitatea să ai și investitori foarte mari, probabil că de asta n-au făcut, că nu s-au înțeles cu investitorul foarte mare, știți, care să vină. Da, numai că aici și un pol de investitori medii și mici. Exact. Dar, sigur, am să dau ceva din casă, dar mie mi-a rămas în cap. La un moment dat am discutat de un parc industrial și aici în zonă, și ca să ne învețe, ca să începem, m-am adresat printr-un coleg avocați care sunt în Cluj, managerului, directorului general de la Tetarom 3 din Cluj. La care el m-a întrebat: domnule, cum stați cu investitorii în zonă? Zice: domnule, care sunt raporturile cu Consiliul Județean, prefectura? Și am zis: domnule, zic, care e implicarea lor? Și am zis: domnule, zic, nu știu, dar e nevoie să fie implicat? Zice: dacă nu sunt, lăsați-vă pe gubași. Absolut, dar este absolut logic. Dar de ce? Păi zice, domnule, zice, dar discuția cu investitorii ăștia care sunt strategici, o fac ei, nu o facem noi. Noi facem consilii tehnice. Popularizarea la ceea ce este acolo, popularizarea competențelor din teritoriu, o fac ei. Zice, dacă vreți să vă apucați fără ei, lăsați-vă pe gubași. Ceea ce am și făcut, evident. Ține minte împreună câte încercări au fost de crearea unor parcuri industriale și întotdeauna blocajul a venit de la lipsa de implicare a autorităților. Sigur. Și eu chiar v-aș invita odată să vedeți pe platforma din Săvinești, pe Fibrex, să vedeți câte firme mai mari, mai mici și-au găsit
grație disponibilității Fibrex Nylonului, nu din alte... Chiar am atins acest subiect odată, am avut curiozitatea să văd la adresa de acolo cam câte firme sunt. Și am văzut că sunt o groază de firme și când îmi spuneați despre ajutorul dat de Căbăr și disponibilitatea oferită de cei de... Mă gândeam că ar fi interesantă o emisiune, ar interesa pe foarte multă lume ce se întâmplă pe... acolo, sigur, pe zona fostei, sigur, Fibrex. Mai ales că acum am văzut Fibrex și am vorbit cu directorul general de la Fibrex Nylon și ei demolează pentru că impozitele sunt foarte mari pe partea de clădire, având o suprafață mare de clădire și având o suprafață mare ocupată de clădiri, atunci demolează. Acolo sigur se pot instala o grămadă de noi facilități microindustriale sau medii industriale în zona respectivă, pentru că, vă spun, a devenit extrem de important această securitate energetică, deci, nu numai la nivel național. Ei funcționează nivel... acum ca un fel de parc industrial, exact, nedeclarat. Exact, ca mecanica Ceahlău, dacă vreți. Da, ca mecanica Ceahlău. Da, da. Bine, nu comparăm că ai... Deci la mecanica Ceahlău e o situație, nu vreau eu să intru acum. Da, nu cunosc, deci da, știu că există acolo, da, un parc industrial. Da, dar ei funcționează ca un fel de parc industrial. Exact. Oferind facilități, oferind contracte pentru energie, oferind aproape tot ce trebuie, sigur, la un parc industrial. Și să știți că la un moment dat când apare o nevoie de o competență pe care tu nu ți-o poți asigura, electrică, electronică, la fel au disponibilitate. Și acolo sunt totuși niște firme care sunt firme mari și care au competențe speciale. Și sunt și firme mai mici care asigură aceste competențe, poate nu la nivelul la care asigură, de exemplu, firme de 60-80 milioane de euro cifră de afaceri. Dar din acest punct de vedere, Fibrex-ul, și aici totuși aș zice că Fibrex-ul e prea discret din acest punct de vedere, pentru că el și-a făcut un parc industrial pe costuri proprii, pentru că și nu suportă niște costuri acolo. Absolut. Trebuie să renovezi, trebuie să facă, nu știu dacă se recuperează, dar oricum... Uite, ar fi interesant o discuție chiar și cu cei de la Fibrex, o discuție făcută, poate chiar acolo noi putem transmite direct, sigur, chiar acolo o masă deschisă cu cei care au acolo investiții, care au depozite, care au producție acolo și să discutăm pornind de la asta, necesitatea unui parc industrial oficial, ca să spun așa, care să beneficieze de suportul autorității în ceea ce înseamnă promovare, atragere de investitori, etc. Ar fi extrem de interesant. Sigur, eu chiar v-aș ruga, pentru că este o zonă, orice valoare adăugată contează în zonă, pentru că până la urmă dă sinergie. În momentul în care o altă competență se adaugă, de exemplu competențele mecanice cam lipsesc, sigur, asigură din acest punct de vedere în parte comesul, dar comesul are propriile nevoi, nu are disponibilități pentru a oferi aceste servicii. Ori pot veni oameni cu 5, 6, 8 strunguri, cu 2 strunguri care să ofere această disponibilitate mecanică, să spunem, unor operațiuni mecanice speciale. Dacă acolo ai 80 de firme sau, mă rog, sigur, sunt foarte multe. Da, sunt, deci ai 80 multe de firme diverse, automat intri în niște relații și, și te completezi unul cu celălalt pe diferite nevoi. Sigur. Vorbeați de Căbăr. Căbăr este un exemplu, de firmă la nivel național și chiar internațional, putem spune, pornită de la zero în județul Neamț și care, iată, că rezistă, a fost geniu și munca unui om, a unei familii acum și merg înainte. Este extraordinar. Da, știți, mi se pare semnificativ de spus aici că, în afară de faptul că este un model de business, cum spuneați dumneavoastră, au disponibilitate pentru a emana competență, de a da aceste competențe, de a sprijini. Știți? Ceea ce este extrem de important, că până la urmă o firmă de câteva sute de mii de euro nu își poate permite un specialist foarte bun în automatizări să aibă în interior. Și atunci, acest gen de servicii de maximă competență, de o competență specială, dacă nu avansată într-un domeniu, este extrem de importantă și este la îndemână. Și s-ar fi, nu necesită deplasare mare. De asta o să observați, dacă când veniți pe platformă, și chiar vă rog să veniți, că au apărut firme foarte serioase care prestează pentru cei din zonă în special. Ar prefera să presteze numai pentru cei din zonă. Absolut, numai pentru că au cheltuieli mai mici. Exact, exact. Deci, nu necesită. Clar. Îl poți deplasa dintr-un loc într-alt funcție de nevoie. Nu pleacă la Bacău și se dureze 3 ore până ajunge la o intervenție. Știți? Există o firmă de... Nu vreau să-i fac reclamă neapărat acum, dar care se ocupă de partea electrică.
EnergoWise, care chiar sunt specializați și specialiști și răspund imediat și ar prefera să lucreze pe platformă mai mult decât în altă parte, da. Sigur, da, absolut, sunt costuri mai mici. Sigur, și atunci îți apropii competențele necesare, ceea ce ar fi o chestiune extraordinară. Dar vă spun, s-a creat, exact cum spuneați dumneavoastră, Fibre Țelenul și-a creat un parc industrial pe costuri proprii și la care face niște eforturi, pentru că se asigură la 20, 30, 40, numai din ceea ce poți tu să le asiguri siguranță, securitate energetică. Până la urmă, dacă l-ai întrerupt, s-ar putea să trebuie să-i plătești pagubile. Absolut, dacă l-ai întrerupt în producție. Absolut. Ai niște contracte care înseamnă drepturi, obligații. Exact, sigur că da. Păi eu vă propun să discutăm și mâine dimineață, că am început să discutăm, am pornit de la un caz punctual și am ajuns, iată, la necesitatea ca autoritatea județeană locală să se implice tocmai pentru a crea condiții ca aceste lucruri să se multiplice. Că beneficiile sunt în primul rând pentru acele autorități care scapă de niște costuri sociale. Asta nu se înțelege, probabil că ar trebui, așa cum ar trebui să fie acele cursuri pentru administratori de firme, ar trebui să fie și cursuri de alfabetizare administrativă la nivelul celor care conduc. Dacă ar fi angajați numai cei care urmează aceste cursuri. Și asta ar fi o problemă. Și asta ar fi. Vă mulțumesc pentru participarea de astăzi și să ne vedem mâine dimineață cu acordul dumneavoastră. Sigur, avem, vedeți, subiectele se vin unul după altul, se leagă logic și asemenea discuții ar trebui să fie nu numai la noi aici, ci și în consiliile județene, locale. Și aici ar fi și cazul ca specialiștii din aceste instituții, nu vorbesc de consilieri, că poate să fie unul foarte popular într-o zonă și să n-aibă nicio competență, știți? Dar vorbesc de specialiști, ar trebui să vină, să spună, domne, trebuie să facem asta ca să ne dezvoltăm. Că altfel nu avem cum. Mai ales că tendința generală este de descentralizare. Ca urmare, cu atât mai mult viitorul va consta în asemenea inițiative. Exact. Exact. Ne oprim aici, oameni buni. Revenim mâine dimineață cu continuarea acestei discuții care încercăm să ridicăm probleme. Nu putem noi să oferim soluții de cele mai multe ori, dar oamenii care se pricep pot da niște direcții pe care ar trebui să mergem. Vă mulțumesc, cele bune, numai bine! Mult.